Bună. Bună seara. Seara? Azi ziua e scurtă, domnule ofițer. Doar cât e soarele la amiază. Apoi cum se apleacă puțin, îl înghit piscurile și de îndată se întunecă. V-ați rătăcit? Nu știți mai mult până la fortăreață? Fortăreață? Nu e nicio fortăreață pe aici. Cum să nu fie? Nu e, fiule. Iartă-mă că spun așa, dar ești tare, tare tinerel. Nu e. Măcar să fie auzit de ea și tot aș fi știut. Cam tot bătut munții ăștia de jur împrejur cât se întind pădurile. Am fost și mai sus, unde muntele e numai piatră. Dar numai odată, când a fost să-l căutăm pe... Soldat! Ii! Ba, ba! Sunt oamenii lui Burton, pădurarii. Vă duc într-acolo, să-i întrebați și pe ei. Soldații! Ce treabă să aibă soldații din părțile noastre? Să fi zis carabinieri? Că de ei ar fi nebun. Dar nu s-au îndemnat să vină nici când l-au omorât tâlharii pe Dario. Înțeleg că tâlharii au treabă pe aici. Diavol iadului, Vedeți? Uitați, vedeți pe pântecul stâncii, cea de col. Da. Croda del Marden, îi zice. E o pulberărie, un depozit de muniții. Explozibil. Că trebuia să se taie drumul, dar ce-o fi fost, cine n-a mai vrut, că lucrul s-a oprit și drumul a rămas nefăcut. Dar muniția stă și acum acolo și pază n-are, parcă anume e lăsată pentru tâlhari. Și cu Dario, cum s-a... Cum l-a omorât? Da. O poveste... Acela-i Burton. Burton! Dracu să mă ia! Tu ești frate! E unde-i dispărut? Lasă, lasă, vorbim noi mai încolo. Da. Uite, domnul ofițer caută o fortăreață. Fortăreață? Fortăreața Bastianii. Tu ce zici, Burton? Bastiani, nu, n-am auzit. Nu v-am spus eu. Nu, poate mi s-a indicat drumul greșit. Prin părțile astea nu-i... Ia, potriviți-vă binoclul la ochi și priviți. Da. Aici mereu e înnorat, coboară norii până în creștetul copacilor, ba și mai jos. De învăluie cu totul. Dar azi avem noroc de senin, se vede ca prin sticlă. Priviți. Da, da. Păi dacă ar fi un zid, ați vedea. Uite spre stânga, așa, vedeți cele trei piscuri? Da. San Nicola, după el Croda del Marden și apoi Baston del Re. Rotiți-vă acum binișor binoclu spre dreapta, așa, întâi e palațul, iar mai la dreapta, cu cușmi de zăpadă ca niște clopotnițe subțiri, cima alta și la stonii de mețu. Îmi dați voie să mă uit și eu? Da, poftim. Da. Se vede limpede. Ia stați. Mai priviți o leacă pe la stonii. Nu. Luați binoclu. Da. E o pată mai găguie. Zidul. Fortăreața. Ba, nu mai e nicio fortăreață. Doar zidurile au rămas. Asta așa e. Barnabo are dreptate. Dar cum? Dacă era, nu vă spuneam eu. Au închis-o, să zic că sunt vreo 10 ani de atunci. Așa-i, Burton? Asta așa e. Așa e și nici nu se chema Bastiani. Eu acolo am fost numit. De, măi, ce să zicem? O fortăreață mare la graniță. La graniță. O fie aceea dinspre deșertul tătarilor, Burton. Ce deșert? Nu mi s-a spus de niciun să deșert. Știi că ai dreptate, Barnabo. Ții minte, tot acolo a fost și prietenul lui Tulio, oricum îl chema, parcă Varezi. Gianni, așa îi ziceau toți. Și Tulio tot la fel. Știi, domnule ofițer, pe prietenul ăsta lui Tulio, Gianni, l-au îmbrăcat militar și l-au trimis tot așa ca pe dumneavoastră acum la deșertul tătarilor. Mă rog, la garnizoana de acolo. Ce mai plângeau fetele când a plecat?
de parcă se ducea la moarte, da. Ce băiat frumos era, voinic, vesel și cânta. Ar fi ajuns mare, la operă chiar. E, soarta omului. Și cum vă spuneam, să fi stat Gianni acolo niciun an. Ba zic un an și mai bine, poate chiar doi. Dar nu mai mult. Și numai ce s-a întors. A dezertat și l-a ascuns Tullio. De venit să întrebe cineva după el, n-a venit. Dar nici Gianni nu mai era Gianni care plecase. Sta închis în baracă, culcat și cu ochii tot în tavan. Ce s-o fi întâmplat acolo, la deșertul tătarilor? Ce-a văzut? Ce-o fi fost? Îl tot îmboldea Tullio să spună el pace. De parcă îi era gura cusută. Să fi trecut așa cam la două luni de când venise și, într-o zi, pe noptat, când Tullio s-a întors de la pădure, l-a găsit înjunghiat. Când e scris omului să fie... Și de fortăreață n-a spus nimic? Păi dacă e cea de la graniță, o știm și noi. Măcar că n-am văzut niciunul acolo. E o strungă, un drumeac de cal. Vă arătăm pe unde să o luați, dar e departe rău. Cum de noi am văzut zidurile fortăreței? Cum era să le vedeți de aici? E tocmai de partea cealaltă a muntelui, unde e granița de... spre deșertul tătarilor. Zic o să ningă. N-ai văzut pe ziua? Corbii se rotez, se rotez. Acum că s-a înserat, s-au mai potolit. Care ești acolo? Stai! Stai că trec! Hei, asta e fortăreața Bastianii? Ba nu, vom fi crâșma lui Cantini. Ce nu se vede, ai orbul găinilor? Am fost numit aici! Deschide! Ia uite la el! Parola! Ce parolă? Parola! La dracu ce parolă! Că nici în ea nu te primești dacă o știi! Ori o spui, ori înapoi că nu trec! Sau crezi că dacă s-a stărat, te nimeresc! Drept în ochi, auzi? Să fie clar! Ai parola? Da, da, stai cu am scris în plic, așteaptă! Aștept, dar mai repejor că am un neastâmpăr la mână! Ai găsit-o? Da! Palatul, așa-i, ți-a trebuit cam mult. Capulan! Deschide poarta! Ia-i carul și pe el trimite la comandă, executarea! Luigi, bate-n pa! Ia carul, scoate-i și au aveți și numărate și înregistrează. Hai! Așa-i, așa-i! Hai! Hei, ce se întâmplă acolo? Sunt locotenentul Giovanni Drogo. Capitan Ortiz, Andrei Ortiz. Bine ai venit, locotenente. Ai adus un mesaj? Nu, domnule capitan, am venit să-mi iau postul în primire. Am fost numit aici. În serviciu activ? Cred că da, în serviciul activ. E prima mea garnizoană. Da, bine, foarte bine. Dacă e așa, felicitările mele. Vino, te conduc eu la... Mulțumesc, domnule capitan. Spune-mi, dragul meu, pentru 2 ani, ok? Pentru dacă ești pentru 2 ani. Da, nu știu, nu mi s-a spus pentru câte vreme. A, bineînțeles. Bineînțeles, numai 2 ani. Voi, tinerii locotenenți, aflați la prima misiune, stați aici câte 2 ani și pe urmă o luați din loc. Vreți la oraș. Acesta e termenul pentru toți, 2 ani? Pentru locotenenți, da, 2 ani. 2 care la vechime se socotesc 4.
Asta e și ce vă interesează. Altfel niciunul n-ar mai cere să fie trimis aici. Mă rog, când e vorba să faci repede carieră, te împaci chiar și cu fortăreața, nu-i așa? Da, eu n-am cerut. Nu? Nu, domnule capitan, abia acum două zile am aflat că am fost dat la fortăreață. Ciudat. Vii de la Academia Regală, nu? Da, domnule capitan, de la Academie. Au trecut ceva ani de pe vremea când am studiat și eu acolo. Probabil că s-au schimbat cu toți. Trece timpul, nici nu știi când. Mai ieri am venit și eu ca dumneata, tânăr locotenent, și uite, s-au făcut aproape 18 ani. Ce zic eu, chiar împliniți 18 ani. 18 ani aici? Închis în fortăreața asta? Nici mie nu-mi vine să cred. Când ești tânăr, îți spui că ai viața înainte și timpul e de partea ta, mai apoi... De ce nu plecați? Hei, dragul meu, te obișnuiești și e greu să mai schimbi. Să trăiți! Uite că am ajuns. Comandantul fortăreței, colonelul Mazzarella, lipsește, dar o să te prezint la ajutantului, maiorul Mati. Te las eu să-mi continui inspecția. La țari! O las! Introduc pe domnul locotenent. Ce să vezi? Așteptați să vă amăți. Ne întâlnim la masa de seară, locotenente. Poate cine știe, o să te dea la mine, la compania a doua. Domnule capitan! Da, domnule locotenent. Mulțumesc. Pentru ce? Domnule locotenent, domnul Maier Mati vă așteaptă. Puteți intra. Văd că ai terminat Academia cu calificative excelente. Excelente. Da, mă bucur. Știi, locotenente, că l-am cunoscut bine pe tatăl dumitare. Un gentleman desăvârșit. Desigur, vrei să-i cinstești memoria așa cum se cuvine. Președinte al înaltei curți, dacă nu mă înșel. Nu, domnule maior, tatăl meu a fost medic. Da, la naiba, medic, da, am confundat, medic, desigur, da. Mă bucur că ai venit în mijlocul nostru. Bănuiesc că știi, o mare cinste să faci parte din garnizoana fortăreței Bastiani. Sunt convins, domnule maior, dar vă mărturisesc, pentru mine numirea aici a fost o surpriză. Eu am familia în oraș și aș prefera, dacă este posibil, să rămân. Dumneata, deci vrei să ne părăsești chiar înainte de a fi ajuns aici? Dacă se poate spune astfel. Îmi pare sincer rău. Foarte rău. Dumneata se imagina fortăreața cu totul altfel, ca o frumoasă cetate plină de romantism. Un fel de castel medieval cu turnuri și turnulețe rotunde. Și văzând-o, te-ai speriat. Trebuie să recunosc că arhitectura ei nu este prea inspirată. Unghiurile astea drepte îi dau un aer prea auster, dar... Spune-mi cinstit, te rog... Dincolo de aspect, cum poți să o judeci? Da, cinstit, cum poți să o judeci dacă ai sosit abia de câteva minute? Domnule maior, eu n-am absolut nimic împotriva fortăreții, numai că aș prefera să rămân în oraș, sau cel puțin în apropiere. Vedeți, vă vorbesc deschis, văd că înțelegeți bine asemenea situație, așa că... Vă rog să procedați cum credeți de cuvință. Da, sigur, e adevărat. În jurul fortăreții nu e nimic. Nici o așezare omenească mai aproape de 50 de kilometri. Nici o mutrișoară de fătucă, nici o inimă de femeie. Înțeleg, sigur că înțeleg. Ești tânăr, foarte tânăr. Și ai vrea, nu-i așa... Tinerețea își cere drepturile ei. Dar nu-ți ture de ideea să intri aici ca într-o mănăstire, da? Și ai vrea să te întorci în oraș imediat. Sau ți-e tot una dacă mai aștepți câteva luni? Câteva luni? Bine, dar de vreme ce tot trebuie să mă întorc, mi se pare că ar fi mai bine să o fac imediat. Da, desigur. Dar mai întâi ascultă. Dacă vrei să te întorci imediat, trebuie să declar că ești bolnav.
Te duci la infirmerie, stai sub supraveghere medicală câteva zile și ți se eliberează un certificat. Se știe bine că nu toți rezistă la altitudinea asta. Este absolut necesar să mă prefac bolnav? Necesar nu, dar simplifică mult lucrurile. Altfel e mai complicat. Faci cererea trebuie să ajungă la comandamentul general, să aștepți răspunsul pe care trebuie să-l semneze personal generalul de la Vilacqua. Durează. Și mai e ceva. De asta e obligat să se ocupe colonelul Mazzarella. Și tocmai ceea ce aș vrea să evit. S-ar simți jignit, ca și cum i s-ar face o nedreptate fortăreței sale. Înțelegi? Iertați-mă, domnule maior, dar eu nu știam nimic despre toate astea. Bine, sigur că n-aveai de unde să știi. Eu, în locul dumitale, aș alege o altă cale. Există o altă cale? Întotdeauna există și o altă cale, locotenente. Uite, rămâi la noi un timp scurt. 4 luni. 4 luni? Dar ce contează 4 luni? Dar să-ți explic de ce. De 2 ori pe an se face un examen medical tuturor. Comisia s-a întrunit în urmă cu 2 luni, așa că... Și îți făgăduiesc că am să pun o vorbă bună. Mai mult, domnul colonel Mazzarella îți va întocmi un raport elogios, ți-o garantez eu. Cred că îți dai seama cât de important e un asemenea raport pentru cariera dumitale. Dar eu vreau să fiu bineînțeles. Ești liber să faci cum crezi. Eu ți-am dat doar un sfat. Dar vă sunt îndatorat, totuși... Îngăduiți-mi să mă gândesc până mâine. Ți-am spus, nu te obligă nimeni să... până atunci, astă seară, la popoată, o să-i cunoști pe tinerii dumitale camarazi. Să știi că aici sunt numai ofițeri de elită și simpatici. Chiar și soldații sunt aleși pe sprânceană, țintași de precizie. Așa cum de altfel e nevoie la graniță, nu? Atunci... Dacă îmi permiteți... Vreau să vă cer îngăduința. Cerem orice, locotenente. Orice. Uitam, lata dumitale cu efect a fost trimisă prin serviciul nostru special. Sper să nu întârzie. Te ascult, care ți-e dorința? Aș vrea să arunc o privire spre nord. Să văd ce anume se află dincolo de Metereze. Nu bănuiam că te pasionează peisajele. Îmi pare rău, e singura dorință pe care nu ți-o pot îndeplini. Pe Metereze și în corpurile de gardă nu au acces decât ofițerii de serviciu și care cunosc parola. Scuzați-mă că insist, dar nu există nici măcar o barbacană, o fereastră de unde se poate vedea. Există una singură. Din biroul domnului colonel se vede... Din păcate, nimeni nu s-a gândit la un belvedere pentru curioși. Fortăreața nu e sau nu e încă deschisă turismului. Nu te mai gândi la asta. Nici nu e ceva interesant de văzut. După ce se iei în primire camera, cobor la popotă. Trebuie să te grăbești. Plăcere să vi prezint pe noul dumneavoastră camarad, locotenentul Giovanni Drogo. Pe domnul maior Mati... Nu, ne-am despărțit abia de oră. Ce eleganță, locotenente. M-am avut marea surpriză să găsesc în camera mea abia repartizată lada cu efecte. Te uită, ce promptitudine. O notă bună pentru serviciul nostru special. Sper că ești mulțumit. Nu vă ascund că mi s-a părut faptul în sine puțin ciudat. Dragă locotenente, o să te înveți că tot ce e în general ciudat și nu doar puțin ciudat, aici ține de normalitate. Morel. Da, să mă prezint. Carlo Morel. Mă bucur să vă cunosc. Și eu. Condoleanțele mele. Acesta e bine cunoscutul umor al domnului Morel. Da, ca să fiu un ton, aș adăuga că aici totul e bine cunoscut. Totul se află, totul se știe. Și totul e secret. Sau ultra secret. Am dai voie să surez bun venit?
Numele meu e Max Lagorio. Îmi pare bine. De Lagorio. Conte. Conte din Pattenfield. Adevărat? Oh, da. 100%. Prețios ca o bijuterie de familie. Pur ca un diamant pus la licitație. Poți să te blazon și toate celelalte. Traducere moșii, castele, bani, gloria străbună. Dar lui personală încă nu și-a câștigat. Auzi, Max? Ai de ales... Sau îți câștigi gloria aici și arborele tău genealogic își va întinde prin tine ultima sa ramură, sau... Am și ales, dragul meu. Mâine plec. Și pe cinstea mea, dacă nu voi înmulți arborele cu foarte, foarte multe rămurele proaspete. Bastarde pentru început. Da, da, locotenentul Lagorio ne părăsește, ne? Cariera! S-au împlinit cei 2 ani, domnule capitan. Da, s-o cotiți la vechime... 4, domnule. Dar în război, la drept vorbind, trăim un fel de război, nu? Al nervilor. Morel, Morel. Continuați prezentările, domnule capitan. Dânsul e locotenentul Bondi, Alvaro Bondi, absolvent de onoare al Academiei, primul din promoția lui. Alături e locotenentul Antonio Terani, un cățărător inegalabil, Arsucares, Canada, Everestul în pacuci. Ceea ce e al dracului de necesar aici, o să te convingi. Luând acum de la celălalt capăt de rând al mesei. O clipă, domnule capitan, ce e la țară, ce vrei? Domnul colonel vă roagă să vă prezentați de urgență la dânsul, împreună cu domnul capitan Ortiz. Domnul locotenent colonel Nicolozi a fost chemat? Când am venit încoa, tocmai intra la domnul colonel. Era și domnul major Danuti. Ah, interesant. Domnilor ofițeri, probabil că noi o să mai întârziem. Începeți să mâncați. Dar mai înainte, Morel, te rog, fă dumneata prezentări în continuare. Am înțeles. Domnilor? Cred că pentru început să bem ceva, nu? Rocco! Vino! Am și adus, domnule, locotenent, poftiți! Ei, bravo, ești mare, băiete! Da! Lasă-l aici, le-atună noi, lasă-l! Da! Ei, atunci, nu? Să ciocnim! Să ciocnim! În cinstea noului nostru, sper prieten! O clipă, Max! Hai, bine ai venit la noi! Așa! La cât mai puțin ani? Bun venit la noi! Mulțumesc! Aici! Bine venit! Hei, dar el ce fac? Am o misiune de îndeplinit, nu? Oh. Așa! Să încep cu el! Tot a ieșit în față! Da. Domnul serios care s-a așezat la pian e locotenentul Aldo de Benedetti! Mai bine! Cel mai bun expert? În balistică. Și când te gândești că ar fi putut fi un virtuoz al pianului, un muzician desăvârșit. Aldo, eu n-am înțeles deloc. De ce l-ai schimbat pe sublimul Bach, pe sângerosul Marte? Ce ai tu cu zeul ăsta? Aceleași gusturi. Când nu mă ocup de arme, am comerțul meu. E totuși o mică diferență. Râdeți, dar cine știe ce se coace acolo? Sigur că ai primit consiliul de război. Ai, iurea, ce război? Cu cine război? Dă-mi voie, locotenente Drogo. Alarmistul ăsta este Dino Santi. Îmi pare bine. Și mie? Cred că am mai spus. Ascultă, Morel. De ce sunt alarmist? Bine, ai dreptate. Nu alarmist, ci un ramolit precoce care visează bătălii jucându-se cu soldații de plumb. Ești adolescent. Recunoaște că de când ai venit aici nu visezi decât să te acoperi de glorie într-o bătălie care, ascultă-mă pe mine, nu va avea loc niciodată. O să ții la bătrânețe colecția de decorații direct de la anticari. Și totuși, dacă vin tătarii. Alerta! Alerta! Tătare la graniță! Pregătiți-vă, iată! Ar fi soluția ideală. O noapte umbra morții, mizerilor sufletului, visul salvării celor hrăziți tristeții. Rahat! El e Petro Angustina. Firav, pudic, milos ca o muiere, n-ar fi în stare să strivească cea mai beteagă gânganie. Dar ar fi pe cinstea mea în stare să țină în fața ei o prelegere despre sublimul
morții. Filozof? Nu, mult mai grav, logician. Dar numai în orele libere, căci en titre e matematician. În materie este un geniu, un geniu care se ignoră, ceea ce e atât de rar, încât nu cred să fie existat și alte genii atinse de modestie. El este primul caz. Și ultimul. Cui folosește ce știu? Ah, fă în așa fel încât să nu mă mai întorc în mine însumi. Ești morbid, Pedro. Michelangelo, după tine, e morbid. Aha, un citat! Vedeți, domnilor? Azi e rândul citatelor din sonetele lui Michelangelo. Păi e firesc nu era să citeze din opera lui Plasă. Subtil, Morel, subtil. Adevărul e că s-ar putea evi o situație, un casus belli. Termină-ți tu, Antonio, cu gogorița asta. Războiul nu e vorba în vânt. Nu e o gogoriță. Ba aici, la fortăreața Bastianii, e cea mai răspândită gogoriță. Vom fi atacați, e, nu zău? De cine? De tatari? Da. De huni? De vizigoți? Ce importanță are de vreme ce știm că dușmanii ne cundesc de peste tot? Nu vă lăsați surprinși? Uite, un mic amănunt, domnilor! Suntem la graniță. Da, la cea mai împuțită graniță din câte sunt. Eu de baobau ăsta m-am săturat. Uite, prăgăt. Întreabă-l pe Ortiz. De 18 ani de când e aici, s-a întâmplat vreodată ceva? Cine a călcat granița? În un sens sau în altul? Nici măcar Corbi. Se feresc ca de foc să treacă peste deșertul tătarilor. E chiar deșert? O întindere de piatră. Numai piatră. Sunt foarte curios să văd. Mă, dragul meu, dacă ții atât, am să ți-l arăt mâine când sunt de serviciu. Altfel nu e voie. Nu e voie nici așa, dar se aranjează. Mulțumesc. Și voi, nu v-ați întrebat de ce nici Corbi nu trec pe acolo? Să vă spun eu dacă n-ați observat până acum. Ia spune-mi. Pentru că, dragii mei, stârburile sunt de partea asta. Dacă ar fi cum spui tu, fortăreața Bastianii nu ar avea niciun rost. Nici nu are. Ești ilogic. Cum nu are? Atunci de ce crezi tu că e nu numai păstrată, ci și mereu întărită? Pentru că, Dino, puiule, tu nu pricepi un lucru limpede. Nu-ți dai seama că se joacă o comedie. O comedie tragică. Și încă de spinarea noastră. Iubitul, stimatul, dragul nostru colonel, comandantul nostru integru și mai ales inteligent, nu știe decât atât să ne ține mereu pe toți în alertă ca să nu aibă nimeni răgazul să se gândească. Da, pentru că o minte care funcționează poate să nască o idee. Și ideile, după cum se știe, sunt ale naibii de periculoase, subversive, de-a dreptul. Da. Și, pentru a preveni o asemenea catastrofă, vine cu baubau. Fiți atenți, vin tătarii. Instrucție! Expediții absurde pe cima alta, misiuni grotești. Orice care să blocheze creierul. Bine, Morel, am înțeles. Avem un coleg nou, ți-ai făcut numărul, gata! Gata! Dar ține seama că cu toate reuniile tale s-au întrunit Consiliul Superior. Și ce vrei tu să susții cu asta? Se întrunește periodic. Dar nu noaptea, Morel, nu noaptea! Vino are dreptate. Și atunci, după voi, singura motivație e că vin... Aia nu! Iubiții mei, poate doar s-a anunțat o inspecție. Există și o asemenea alternativă, dar ar fi păcat. Ei, Petro, fiul meu, și tu? I-am mai terminat, zău. La urma urmei... Oh, ce bine că nu mai privesc toate astea. Aldo, când trebuie ceva mai vesel? Hai, Aldo. Ei bine, domnilor, mâine plec
Și a mea e libertatea. La ce oră pleci, Max? Dacă ai vreo scrisorică să o transmiți, află că la 10... Nu te prea grăbești. E trebuie totuși să mi-o rămas bun de la comandant. Noblesse oblige. Da, colonelul e de la 5 în picioare. Oaspăt ras și chiar cu o jurătură nouă înflorită pe buzele chermoase. Se prea poate, se prea poate, dar eu la 5 o să mă întorc pe partea cealaltă. Dar nu o să mă scol cu noaptea în cap. E ultima mea dimineață și îmi fac primul exercițiu de adaptare la noua mea viață. Nu? Nu se râde, Petru. Zău așa, de ce n-ai venit cu mine? Poți să te aștept. O zi, două, până sunt gata toate formele. Pe cuvânt că te știu. Nu, ce rost are. Vă dați seama, fraților, că mâine, chiar mâine, când tu, Morel, mă asculți? O să tropăi pe Metereze. Da. Și tu, Dino, o să te cațeri până la redută, clănțănind de frin, cu bocanci afundați în zăpadă. Ei bine, atunci... Eu voi fi în brațele fierbinți ale Rozalii. Rozalia! Iar când peste alte câteva seri, voi veți fi aici, la popota asta de călugări scopiți. Fericiți că a mai trecut o zi, fără să se întâmple nimic, cu singura dorință abulică să vă umpleți stomacul și apoi să dormiți. Ei bine, da? Eu mă voi afla la familia de Consalvi. Exact de ziua sărbătoririi bătrânului prinț. Petrecere mare, luminație, dans, muzică, femei cu decolteuri nerușinate, cu sânge neroși și ochii aprinși de pofte. Ei bine, apropo de fete frumoase, poate o să întâlnesc pe Claudina ta, Petru. A mea? Era moartă după tine și sunt sigur că și acum lacrimează de fericire gândindu-se la clipa revederii. Hă? Serios, Petru, nu vrei să-i transmiți ceva? Sau să-i strecor o scrisorică de amor de la tine? Ce zici? Da, ai putea să-i spui... Petru, sper că ai încredere în mine, ce Dumnezeu! Spune-i... Ba nu, mai bine nu. Sau uite, spune-i să nu mă mai aștepte. Bine, bine, lasă, vorbim mai târziu. Pe cuvânt! Nici nu-mi vine să cred! Liber, vă dați seama? Voi realizați, voi realizați! Dar tu realizezi ce spui? Ce ne tot spui? De vreo jumătate de oră încoace? Da, Morel, îmi dau seama. Cam nedelicat din partea mea, dar ce vreți să-mi bea de fericire? Și când ești beat, te duci să te culci. Da. Ei, la dracu! Și pentru voi o să vină ziua asta, nu? Și acum doar suntem pentru ultima oară împreună, nu? Rokov! Ordonați! De ce nu ne servești masa? Ce, ați adormit acolo? Nu, da. Nu ne așteptați și pe... Masa! Am zis! Nu mai așteptăm nimic și pe nimeni. Hai, stânga împrejur. Să nu te arăți decât cu tările de mâncare. Am înțeles, Petrix. Dragă locotenentă Drogo, nu te supăra. Dar vezi, vezi cum stau lucrurile la noi? Da, înțeleg. Când o să pleci peste 2 ani, la fel o să se uite toți chiorăși la tine în loc să te îmbrățișeze. Bine, Max. Bravo, băi. Nu uita că am fost tot timpul ăsta blestemat împreună. Stai, ia loc. Îmi place să te am alături. Mai păstrez încă din aerul de omenesc. Aldo, lasă-i chiar, mă, hai, iată-l și l-a lasă. Țineniu, avem astăzi rocon. Șampania, nu uita să fie bine pravată. Pentru ultima seară. Șampanie. Poftă bună, domnilor ofițeri. Deși mă tem să nu vă stric tocmai eu. Da, domnilor, am o veste proastă. Suntem ca și pe picior de război. N-am înțeles, domnule capitan. Suntem ca și sau chiar pe? Domnule locotenent Morel, tot ce știu e că există o amenințare. Vindătorii! Cretinule! S-ar putea. Fortăreața Bastiani intră din acest moment în alertă. Vezi? Râdeai de mine. Poftim, ați spus ceva, locotenent Santi? Se felicita că a prevăzut miracolul. Și am avut dreptate. Ordinul abia a sosit. Strict secret. Trupele
nu trebuie informate. Evident, ar putea să pornească atacul înainte să apară inamic. Ai spus ceva, locotenent Morel? Da, 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 da. Mă gândeam să vă înaintez o propunere. A, te rog, te rog. În fortăreața Bastiani, atât de, nu atât de importantă, la o graniță atât de importantă, cred că e periculos ca ofițerii să spună pe numele lor adevărat. Este o chestiune de securitate. Ar trebui să ni se dea nume conspirative, domnule capitan. Da, nu să reflectez, Morel. Ideea nu e rea. E stare să-l ia serios. Locotenente Max Lagorio, îmi pare sincer rău pentru dumneata. Că nu voi participa la marea bătălie? Nu vă faceți griji, domnule capitan. O să vă urmăresc cu gândul de la distanță. În brațele Rosaliei. Sau ale Consuelii. Poate bătălia va dura mai mult de o zi, nu? Dar nu luați loc, domnule capitan. Ar trebui să ciocnim un pahar în cinsta marelui eveniment. Bravo, Dirge, sigur. Și cum niciun eveniment nu e atât de sublim ca dragostea, permiteți-mi să ridic paharul pentru Rosalia! Rosalia! Consuela! Consuela! Valeria! Valeria! Maria! Maria! Pentru toate femeile frumoase care ne așteaptă, domnule! Vorbeam serios, Max! Mă refeream la marile evenimente militare. Dar ai auzit, urechile tale, vintătarii! A sosit ziua cea mare! A sosit pe dracu! Cine a pomenit de tătari? Dumneavoastră, domnule capitan? Nu chiar, dar există informații deocamdată neconfirmate. Acum ce răspui, hă? Ce spuneam și mai înainte. Ești obsedat de război ca un general la pensie căzut în mintea copiilor. Știi ce, Carlo Morel? N-ai niciun haz. Eu nu, n-am, bineînțeles. Tu însă ai. Mă faci să râd chiar și atunci când nu am nici un chef. Te pomenești că ți-e frică. Nu, dragul meu, mi-e silă. Pot să știu și eu de ce anume? Pentru că este un joc murdar de asta. Acum ați este clar? Vă rog, domnilor, vă rog. Vă rog să începați. Îmi dați voie totuși să ridic un pahar? Pentru voi toți. Pentru capitanul Ortiz! Trăiască! De fapt, mă simt vinovat, mai ales față de dumneata, Max. Vă asigur că niciodată nu m-am simțit atât de bine. Nu, n-ai înțeles. Astăzi sunt un sor al veștilor proaste. Nu ți-am spus din primul moment, dar odată ce vestea pe care v-am adus-o vă este cunoscută, o am și pe aceea că toate plecările, toate permisiile sunt suspendate. Cum? Ce? Sper că nu am auzit bine. A, de altfel, eu nici nu plec în permisie, domnule capitan. Eu plec definitiv. Din păcate, dragul meu, asta e. A la guerre com a la guerre. Bine, dar vă puteți descurca și fără mine, nu? Eu mi-am îndeplinit stagiu. Suntem pe picior de război. Ca și pe picior de... E o mică diferență. Ca între un mort și un nou născut. Războiul nu e declarat, informațiile nu sunt deloc certe. E declarată stare de alertă. Practic, e tot una. Nimeni nu părăsește fortăreața. M-ați dus. Da, da, am înțeles. Și eu m-am prins. Da, abia acum înțeleg. Văd pe fața de vitare, domnule capitan. A fost o glumă, așa? Făcută cu răutate, cu cruzime, nu prea pe gustul meu, sigur, dar într-o garnizoană merge. Se obișnuiește. În ultima zi, surpriza, nu? Nu, dragul meu. Din păcate, nu e o glumă. Max... E război de adevărat vintătarii. Ar fi o lașitate din partea ta să pleci tocmai acum. Du-te, dracului! Te înțeleg foarte bine, locotenente. Sigur, e o lovitură pe care ți-am dat-o, n-aș fi vrut, crede-mă, dar... Prin urmare, e adevărat. E serios. A, nu. Asta nu închid. Nu mă puteți ține aici cu sila. E nedrept. E ilegal! Domnule, locotenent, ordinul e ordin. Și te rog, nu uita că ești încă sub comanda mea. Figurez încă în dispozitivul fortăreții Bastiani. Dacă pleci, plecarea se consideră dezertare și niciun tribunal militar din lume nu te poate absolvi de cea mai crudă și umilitoare pedeapsă. A, nici nu mi-a trecut prin minte să dezertez, domnule capitan. Voi pleca de aici condus... Până dincolo de porțile fortăreței, chiar de preiubitul nostru colonel Mazzarella în persoană.
Cu urările de rigoare. Și complimente, domnule capitan, vă asigur, complimente știu, pentru, pentru... Știu, domn locotenent, că ai relații înalte. Știu! Dar vreau să-ți spun că mă îndoiesc... La dracu, domnule capitan! Singurul lucru care funcționează fără greș în lume sunt relațiile înalte. Încă de pe vremea lui Galileo, când nimeni nu trebuia să știe că pământul se învârtește, exista certitudinea, nu-i așa, Max, că familia conților de la Gorio, ea se învârtește, este un fapt de viață verificat de-a lungul istoriei. Dar ce-i drept îndoiala în orice domeniu îl înnobilează pe om. Morel, mergi prea departe. Îmi pare rău pentru dumneata, domnule capitan, dar nici unul dintre noi cei de aici, cu excepția lui Max, nu va putea merge destul de departe de această fortăreață. Am înțeles că același lucru s-a întâmplat când maiorul, pe atunci locotenentul Danuti, urma să plece. Mai pot da exemple? Pot să-ți dau și eu exemple, Morel. Locotenentul Petruci, de pildă, a plecat după 2 ani. Poate pe lumea cealaltă. Nu, dragul meu, transferat în oraș. De Petruci am auzit și eu. Bine, să admitem că a plecat. Și de altcineva. Ați mai auzit? Mai știți și alte nume? Alte plecări? Plecări de oameni, valizi, pe două picioare. Nu-mi vin acum în minte. Atunci să vă spun ce-mi vine mie în minte, domnule capitan. Simt că am ajuns la capăt. La capătul drumului, la capătul răbdării, la capătul suferinței, la capătul singurătății. Când am intrat aici, fără să ne dăm seama imediat, o poartă grea s-a închis în urma noastră. Lasati ogni speranța voi că intrate cu ei. De ce nu o scrieți pe fronton? Și acum pe mine vă rog să mă scuzați. Mă retrag. Max. Curaj, Max. Locotenent Morel. Părăți! Să știi că te pot pedepsi. Te pot trimite mâine cu colonelul Nicolosi la redută. Regret, domnule capitan. Dar țin să vă amintesc că mâine sunt de serviciu la Metereze. Nu cred că doriți să-mi luați imensa plăcere de a mă desfăta privind deșertul tătarilor. 24 de ore în șir, o zi și o noapte, fără să închid ochii. Până acum peisajul ăsta m-a obsedat ca un blestem. E, de data asta sunt prea curios. Vreau să văd cum la orizont se adună dușmanii. Țin să trag eu însumi alarma, să comand trompeții, să pun să se bată clopotul cel mare. Vreau să-i fac plăcerea bravului nostru Dino Santi. Vida tare, Dino, pe ei! Ai terminat? Terminat. Cu plecăciune. Max, nu uita, mâine noapte... Iubește-o pe Rosalia și pentru mine. Dacă îmi permiteți, am să mă retrag și eu. Da. Ați văzut? Nici Max, nici Morel nu cred. Nu cred! Așa se întâmplă întotdeauna. Speri, speri ca miracolul să se producă mâine, poi mâine. Îl aștepți cu sufletul la gură, disperi că nu mai vine. Și când se întâmplă, nu-ți vine să crezi. Nu-i așa, domnule capitan? Poftim? Da, firește. Soldatul Amedeo Tauro. Preț! Îndia, schimb! Preț! Eu vă rog! Hai de vas! Mai o țigară.
Mă întreb dacă a venit rație de tutun? Te întreb? A venit numai aia de răbdare. N-ai basălia, că numai de asta avem parte. E, Nino, Nino! Hai cu un chiștoc. Da, hai, vino să-l fumăm pe din două. Hai! Să vrei, domnule! Nu, vă rog, Dumnezeu! Stați, nu e voie la domnule! Să spune el dacă nu e voie! Băi, am ordin, domnule! Eu am un ordin mai ceva decât al tău, haide-te la o parte! Ce se vede aici? Ah, dumneavoastră! Hai, intră, vă rog! S-a întâmplat ceva? Nu e nevoie să vă prefaceți, vă știți foarte bine. Sunteți la curent. Mai mult, ați luat parte la Consiliul unde s-a pus la cale toată înșenarea asta. Înșenare? Te referi la... Ei, dragul meu, știi doar că suntem în permanență amenințați. De când sunteți la fortăreață, domnule Maior? De 15 ani, dacă nu mă înșel, nu? Exact, exact. Dar situația acum a devenit deosebit de tensionată. Și vreți să vă cred? La gori, eu... Nu vi se pare ciudată această bruscă înrăutățire a situației tocmai acum? Asta seară, în ajunul plecării mele? Deodată așa, ca să vezi minune. A devenit tensionată situația. Pură coincidență. Da. Dar nu-ți închipui că... Dar nu-mi închipui nimic. Știu. Vreți să ajung și eu ca nenorocitul ăla de Prodosimo? Dar de ce îi spui nenorocit? E un croitor excelent. Și hainele dumitare sunt făcute de el, nu? Dacă ar fi fost un croitor de mâna șaptă, l-aș fi lăsat de mult să plece. Dar așa, am bătrânit în fortăreață. E aici tot de 15 ani, ca și dumneavoastră. Și știți ce-mi spune de câte ori mă duc la el? Să nu vă supărați, dacă nu o să vă pot face haina. Dar e vorba să plec chiar săptămâna asta. Mâine o să primesc formele. Și de 15 ani repetă aceleași cuvinte. Râptem fundate toți, și ucenicii lui și soldații. Mâine. Auziți? Mâine primește formele. Mâine, de 15 ani, domnule Maior. Probabil la fel ați pățit-o și dumneavoastră în urmă cu ani. Dar v-ați resemnat. Ați urcat în grad. Poate tot așa i s-a întâmplat și capitanului Ortiz și colonelului Nicolosi, aici de 20 de ani. Se poate. Fiecare ați așteptat un mâine, un poimene, care n-a mai venit. Pentru că situația s-a înrăutățit brusc la graniță, nu? Poate cum vă e și jenă să vă amintiți. Dar eu, domnule Maior, vă jur, eu n-am să stau să îmbătrânesc lângă dumneavoastră sub nicio formă. Bine, presupunem că situația e așa cum o spui, dumneata. Atunci... Recunoașteți, v-a să zic. O simplă ipoteză. Aha. Pun deci în discuție ipoteza. Nimic excepțional nu s-a produs. Lucrurile sunt ca mai înainte, în esență neschimbate. E bine, sunt foarte curios ce ai să faci. Scandal. Aici, în fortăreață? Da. La ce îți folosești? Să aud eu? Sau domnul colonel Mazzarella? Și mai cine? Camarazii dumitale? Mă faci să râd. O să-mi spui, poate că ai o familie cu o influență deosebit de mare. Și? Ce-i cu asta? Cum vei lua legătura cu ei? Țin să-ți destăinui că, dacă vom fi întrebați despre situația dumitale, vom spune că a fost dorința dumitale să... Să ce? Să mai rămâi puțin. Da? Da, sigur, dar discutăm o ipoteză, nu? Vă înșelați, domnule Maior, dacă vă imaginați că trucul ăsta o să meargă. Cel puțin nu de data asta. Și n-am nevoie să iau legătura cu ai mei. E doar imposibil. Apoi ce mesaj aș putea trimite? Care să-și ajungă la destinație. Mă credeți așa naiv? Nu, n-am să susțin așa ceva. Aș vrea să vă informez, domnule Maior. Și o pură informație că sunt așteptat. Sunt așteptat la sărbătorirea zilei de naștere a prințului de Consal. Da, are loc la sfârșitul săptămânii. E bine, aș vrea să știu ce părere aveți. Cam ce credeți dumneavoastră că se va întâmpla dacă eu nu voi apărea punctual la castel? Vă spun eu, o să izbucnească un război. Un război real de data asta.
Bineînțeles, de un alt tip și din altă direcție decât cel anunțat de dumneavoastră. Nu, nu, nu vă temeți. Nu o să vină dinspre deșertul tătarilor, vă asigur. Informație pentru informație, locotenente. Vă rog, ordinul a venit chiar de la comandamentul general. Perfect. Deci tot comandamentul general îl va revoca. Dar zău că nu te mai înțeleg, locotenent de la Gorie. De vreme ce ești atât de sigur, de ce te frămânți? Pentru că încă câteva zile între zidurile astea care au prins mușchi pe ele nu sunt de gustul meu. Credeți-mă, domnule major, numai din pricina asta. Dar dacă va fi nevoie, vorba capitanului Ortiz. A la gher, com a la gher. Numai că războiul nu-l vei câștiga. Domnul colonel Mazzarella, păcat că n-ai vorbit și cu el. Nu era. E plecat în oraș. Foarte ciudat. Cel puțin eu nu l-am găsit. Da, mă mir. Dar în fine, el însuși a transmis ordinul și nu va fi revocat. Sunteți convins, domnule major? Vi se pare atunci mult mai plauzibil ca domnul general de la Vilacqua să fie dispus să renunțe la vânătorile organizate pe terenurile unchiului meu de Consalvi? Mm. Sau să fie oare indiferent dacă monseniorul Caroli, alt unchi de-al meu, cum știți prea bine, sper, da. Îl va șterge de pe lista invitațiilor la mesa de Crăciun ca și de la celelalte mari și fastuoase sărbători creștinești? Oare chiar așa? Sau poate va respinge de aici înainte casetele de Chianti și Lacrima Cristi primite lună de lună din pivnițele bunicului meu? Sau mie, mă rog, asta e treaba lui. Nu am niciun amestec. Eu sunt ostaș, execut ordinele. Și acum cred că nu mai avem nimic să ne mai spunem. Hai. Nu, sigur. Totuși, mai am o rugăminte. Da, bine, sigur, te rog, nu te sfii. Dacă ține de mine, eu... Nu mai de dumneavoastră ține. Vă rog, domnule major, aș dori să-i dați drumul lui Petru Agustin. Nu pot. Regret. Puteți. Petru e bolnav. Doctorul Feramini are fișa lui și toate certificatele. Tuberculoză. Credeți-mă, domnule major, altitudinea asta e practic fatală. Chiar și în cazul că războiul e iminent și se va declara mâine, regulamentul vă permite. Dacă un asemenea aviz îl dă comisia medicală... Lăsați povestea asta cu comisia medicală. În asemenea situații clare, fiind un caz special și care reclamă urgență... Dragul meu, să fim înțeleși. Eu nu vânesc pe domeniile unchiului dumitale, nu sunt invitat de monsenior, nu beau chianti de la bunicul dumitale, pe mine nu ai cu ce mă șantaja. O, doamne... Domnule major, prin urmare, eu vă șantajez. Vă se zic că eu vă cer să faceți un act de dreptate și dumneavoastră numiți asta șantaj? Nu, sigur că nu. Nu aveți obligațiile domnului general Vilacqua și nici n-am să vă amintesc că sunteți, se pare, sub ordinele lui, nu? Și doar privind cazul lui Petru Agustina, aș vrea să aud un singur lucru de la dumneavoastră. Aveți? Sau mai aveți o fărâmă de omenie? Nu-ți permit! Ce? Să vă cer puțină omenie? Cred că aveți dreptate. Da. Aveți perfectă dreptate. Scuzați-mă. Îmi permiteți să mă retrag. Și încă o dată scuze pentru a vă fi bănuit într-o postură atât de străină dumneavoastră. Locotenente! Locotenente! Să-mi o plătească el cu toate relațiile lui, cu toți monseniorii și prinții și bunicii. Nu, domnule conte, nu mi-ai părăsit forterea ta. Ați chemat, domnule maior? Ieși afară, domnitocule! De provisiune. Da, vin, o clipă. Hai. Mi-ar place să-mi spui simplu, Giovanni. Și mie mi-ar place să-mi spui ca acasă, Carlo.
Dar de vreme ce ești tot în zid, Morel... Să profit atunci când nimeni nu s-a obișnuit cu mine în vreun fel și nici eu cu numele dumitale de familie. Bă, s-a făcut. Hai, vino să vezi. Nu să ai neplăceri din cauza mea, văd sentinele mele. Ah, ele în schimb o să se facă că nu te văd. Sigur? Sigur, sunt și ei oameni, mai ales când sunt subordonați. Da, numai o oră, până nu apare maiorul Carlucci în inspecție. Doar nu-ți închipui că cei de sus au încredere în noi să ne lasă așa de capul nostru. Hai, uite. Uite de aici. Poți privi mai liniștit. Una din cele mai sinistre priveliști. Deșertul tătarilor. Mai degrabă dezolant, cu povărnișurile acelea joase, cu strunga întortocheată, cu ritmele atânci. Mă uit la podișul de acolo ca un triunghi plin, alb. Ar putea fi o bucată de marmură tăiată anume. Nu crezi că simbolizează ceva? Are cu siguranță o semnificație. Nu mi-a trecut prin minte până acum. Așa ai putea să te întrebi dacă întreaga întindere nu e un fel de templu păgân pe orizontală. Pentru că este nefiresc, nenatural, să nu existe nici cea mai slabă urmă de verdeață. Nici o altă culoare, nici măcar griuri, nuanțe cât de șterse. Abia acolo, în fund de tot, se ridică sau se lasă, naiba știe, o perdea de neguri în continuă mișcare, într-o perpetuă schimbare de formă. Un spectacol halucinant de imagini care se întrepătrund anamorfoze. Acolo e granița. Se presupune că ar fi o pădure învăluită în ceat. Și prin urmare, dușmanii ar veni dinspre acele neguri. Vezi, bine. Îți dai seama, presupunând că un spion, un singur om, s-ar îndrepta spre noi, s-ar vedea de aici ca o muscă așezată pe o coală albă de hârtie. Supoziția este din capul locului absurdă. Nimeni, doar dacă e complet nebun, nu s-ar aventura pe o asemenea suprafață. E sinucidere curată. E drept, mai originală ca altele. Ar putea veni noaptea. O singură noapte nu îi ajunge. Ce face când se luminează de zi? Se camuflează un cerșaf. Dragul meu, până acum nimeni nu a fost tentat. Nimeni n-a străbătut deșertul tătarilor. Deși unii cred sau ar vrea să creadă că odată și odată privesc spre neguri și li se pare că parcă curios. Ce? Te privesc și am impresia că peisajul te captivează. Asta, da. Am senzația, nu știu cum să-ți explic. Am impresia că cunosc, că l-am mai văzut. Imposibil. Poate doar în vis? Poate. Pentru mine a devenit obsedant. Ca un coșmar care se tot repetă. Aici este, da, este ceva... magic. Morbid. Ca un infern văzut pe peliculă negativă. În imaginea asta e înscrisă de fapt amenințarea. Și nu tătari. Dar de fapt mai există tătari? O, colonelul e convins. Sau se face că e... Asta nu-mi spui acum că nici el nu crede serios? Dacă te iei după rapoartele cu care bombardează comandamentul general despre hoardele în armată ascunse dincolo de graniță și pregătite să ne atace... Bine, dar comandamentul se lasă așa îmbrobodit? Nu, sigur că nu.
Numai că îi convine nebunia asta. Sau perfidia asta. Cert e că domnul colonel Mazzarella ține să convingă cât de importantă e fortăreasa Bastiani, de ce trebuie întărită și cere oameni, cere muniți. E absurd! Oh, nu. E singurul lucru care are cât de cât o logică. Nu mai înțeleg nimic. Interese, dragul meu. Intrigi, țesături, dedesubturi. Aici? Interesele sunt în altă parte. Aici a fost constituit un corp de elită cu specialiști de primă mărime. Da, mi-am dat seama la prezentările făcute. Tocmai. Deci, inteligență tehnică, forță umană și arme. Într-un cuvânt, putere. În mâna cui? Kilo sa. Noi cunoaștem doar eșaloanele imediat superioare nouă. Dar mai sus, tăcere. În consecință, maladiva teamă de a nu se afla prea mult, mai ales adevărul. Toată secretomania asta, care e și blestemul nostru. Pentru că și din această cauză suntem prinși aici ca într-o pânză de păianjen. Nu susțin că această formidabilă armă pe care o reprezentăm noi aici nu va trage niciodată. Firește, nu e vorba de tătari. De fapt, e eficientă fie și numai prin prezență, ca o bombă cumplit de distrugătoare. Cel care o deține își poate dicta condițiile. Bine, dar în cazul ăsta nu vom mai scăpa niciodată de aici. Și cu toate astea, am promisiunea maiorului Mati că peste 4 luni pot pleca. Mati? Mati? Mati e crud ca un șacal, perfid ca un șarpe, puternic ca un gâde. Sub epoleții lui de maior are un grad mult mai mare. Colonel Mazzarella crede că ține în mână toate firele. Da, e adevărat, dar Mati e cel care le trage. Nu e perspectivă prea optimistă. Recunosc. Doar nu o să ne resemnăm să rămânem aici. Condamnați pe viață, închiși, rupți complet de lumea de din afară. Nu. Nu pot accepta nici măcar ca probabilitate. Trebuie să existe o soluție să scăpăm. Una singură. Să supraviețuim ticăloșilor. Ah, da, a trecut aproape o oră. Nu te supăra, dar trebuie să pleci. Se apropie inspecția. Da, bineînțeles. Pe mâine seară, Giovanni. Pe mâine, Carlo. Dacă o fi venit, până o citesc aia, până se hotără să ne dea... Săracu, o să-ți nască nevasta și tu... Poate că o fi și născut. Ți-ai că o să-ți vezi feciorul când l-o îmbrăca și pe el militar, he? Nu avea și el parte ca mine. Poate ai noroc și e fată. Tot aici? Și eu care te credeam... Da, și eu. Dar sunt obligat să mai aștept câteva zile să se declanșeze trăsnetul. Tu o să pleci. Ai auzit de noul regulament? Un nou regulament? Mm-hmm. Ei, nu spun. Pariez că e o nouă idioțenie. Ai câștigat. E în legătură cu parola. Nu se mai folosește ca până acum una singură. Cel de afară o spune, în regulă, gata, intră. Nu, 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 e așa de simplu.
trebuie să ți se răspundă cu o altă parolă din fortăreață. Pricep? Din fortăreață. Din fortăreață, pricep. E chiar mai idiot decât bănuiam. Te grăbești cu concluziile, Max. Lucrurile nu s-au oprit aici. Parolele se schimbă în fiecare zi. Fortăreața e importantă, ce vrei? Fii atent aici. Parola se schimbă, dar nu din zori până a doua zi în zori, cum ar fi logic. Nu. Ea e valabilă într-o zi numai până la orele 6 seara. Dacă te întorci dintr-o misiune, să zicem, la 6 și un sfert, trebuie să fii înarmat cu parola următoare, pentru că altfel rămâi pe din afară și ești declarat dezertor. Oh, Doamne, ce minte răsucită a putut născoci o asemenea cretinătate. Asta e ușor de știut, Max. Dar încă n-am terminat. Parola o dețin numai ofițerii. În plic închis, purtat în buzunarul dinăuntru al tunicii. Soldații n-au voie să știe, pentru că s-ar putea să vorbească între ei sau în somn și să ajungă la urechile dușmanului. Deci, ofițerul poartă la el parola din ziua respectivă și cea următoare, sau chiar cele pentru următoarele 4 zile, dacă e cazul. Iar dacă omul pică în prăpastie, îl lovește damblaua sau e ucis, numai în asemenea situații limită poate să ia plicul cu parola următorul un grad. Și oricum plicul nu se deschide decât odată ajuns la poarta fortăreței. Deci parola e secretă și pentru ofițer? Exact! Giovanni, tu ai auzit prostia asta? Am auzit și eu. Și mi se pare total absurd. Dragă Giovanni, am uitat să te mai pun la curent cu ceva. Logica obișnuită, logica oamenilor normali, nu funcționează aici. Aici domină absurdul. Și cu fiecare zi constați că absurdul poate atinge cote foarte înalte. Ce ți s-a părut ieri absurd, azi o să ți se pară aproape logic în comparație și așa mai departe. Domnul ofițer, pot să vă servesc masa? Nu, încă nu, îi așteptăm și pe ceilalți. Da, Petru, unde e? Uite, asta mă întrebam și eu. Nu știu de ce întârzie. Sper că nu se simte rău. Nu, o să trimitem după el. Max! Ia uite! Max, Manuel! Da! Ia-te aici! Dar ce e, Miro? Ce ești așa de nebunit? Am luat războiul? Sau te pomenești că s-au răzgândit? Hai, fără glume proaste! S-a întâmplat ceva grav. Este. Tu nu trebuia să fii azi la redută? Tocmai despre asta e vorba. În ultimul moment m-am înlocuit. Mi-au dat altă misiune. Și-ai ratat-o. Lasă tâmpenile. Știți cu cine am fost înlocuit? Cu Petru. Cu Petru? Cu Petru. Cu Petru Augustină? Exact. E sigur? Și tu ai acceptat? Ai acceptat asta? Dându-mi mărân! Eu am plecat înaintea lor! Cu capitanul Ortiz. Niciunul dintre noi n-a știut. N-a știut! Abia acum am aflat. Și Ortiz unde e? S-a dus la colonel. Dar cu cine a plecat Petru? Asta nu știi? Comandă o avea Nicolosi. Mai era Tanuti și el, în locul meu. Plus 4 soldați. Ați aflat? Deci știi și tu acum. Nu, ne-a adus vestea Dino. Dar cine a dat dispoziția asta criminală? Cine? Acum în fund. Hei, deci și, spune! Tot nu mai putem face nimic. La ce servește? Asta e altă problemă. Dă-i drumul. Mati, nu-i așa? Da, eu. Da. Bănuiam. Domnule Maior Mati, ai vrut să lovești în mine printr-o crimă. Ești un om sfârșit. Cu mâinile Max, mele o să spui. Max! Ce rezolv cu asta? Ai recunit, Max! Vrei să-ți distrugi cariera? Ce cariera? Max! Ia mâna de pe mine, bune! Cu dorința, mai bun, eu lasă-mă! Voi nu credeți că nu-ți pot să-i iert? La tine nu m-aș ierta nici mie! Potolești cariera! Potolești pe Max! Lasă-mă! Știi ce s-a întâmplat, întâi să ne lămurim! Ce să lămurim? Lăsați-mă! Nu trebuia să-l lovești, Antonio. Iartă-mă, iartă-mă, Max, de lovitura asta, dar n-am avut încotro. Hai, băieți, hai, ajutați-mă să ducem în cap. Hai, 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 hai.
Acum nu ne mai rămâne decât să așteptăm reîntoarcerea lui Petru. Cum se simte, Max? Am făcut o injecție că 3 zile nu se va mai ține pe picioare. Am pus și o sentinelă la ușa lui, pentru mai bună siguranță. În fond, ai avut dreptate, Antonio. Pe Petru nu puteam să-l mai salvăm. Dacă într-adevăr e... Vezi bine, Dino. Măcar să nu se mai producă și o altă nenorocire. Iertați-mă, nu e momentul, știu, dar... Eu nu înțeleg ce poate fi atât de grav. Ce e reduta asta? Oh. Reduta? Dragul meu, Giovanni, cum să ți-o descriu? E ceva care se potrivește cu ce e de fapt, ca un coif cu panaș pe coada ridicată a unui cotoi șchiop. Mai clar este un simplu post de observație. Care nu mai are la ora actuală nici măcar acoperiș. Exact. Este amplasat pe cima alta, practic în vârf. Și unde ninge chiar și în toiul verii, iar vântul șuieră să te doboare. Ca să ajungi acolo e ca și cum ai înfrunta Everestul. E al dracului de greu, chiar și pentru un om sănătos și bine antrenat. Or, Petru... Petru e foarte bolnav. Da, da, am auzit, dar Nicolosi nu știa. Cum să nu știe? Atunci de ce l-a luat cu el? Nu mi s-a părut un om rău. Rău? No. E mai rău decât rău. E laș. E supus de-ți vine să vomiți. Dacă i s-ar ordona să o ucidă pe maică sa, ar face-o fără să clipească și pe urmă ar jeli-o restul vieții. Ăsta este domnul locotenent colonel Nicolosi. Știți, mă gândesc, acum îmi trece prin minte... Poate chiar Petru a cerut să plece. În ultima vreme era foarte abătut, începuse nu numai să-i citeze pe alții, dar și să scrie el versuri în care revenea obsesiv tema morții. Da, Dino, de acord, și eu am observat, toți au observat, Petru știa că e bolnav, vroia să moară, da. Dar asta nu-i scuză pe Nicolozi și Danuti, și cu atât mai puțin pe Mati. Și totuși? Nici eu totuși. Dacă vezi un om gata să se arunce de pe un pod sau pregătindu-și lasul să se spânzure, nu te repezi să-l împiedici? Da. Nu, e clar. Asta se numește crimă. Fie prin neacordarea ajutorului, fie pentru că au vrut să-l ucidă în mod deliberat. E aproape tot una. Ceea ce nu înțeleg eu este de ce Petru? Bună seara, domnilor ofițeri. Știți, nu-i așa, domnule capitan, ce s-a întâmplat? Da, tocmai vin de la domnul colonel Mazzarella, care am stat de vorbă. Mai ales că... Mai ales că? Nu, acum chiar nu mai are importanță. Ce anume, domnule capitan? Dacă ați început, spuneți. E camaradul nostru, suntem datori să știm. Da, desigur. Un soldat Valori era de sentinel la poartă și mi-a spus că l-a văzut pe locotenentul Augustina când a plecat. S-a gândit că i s-o fi dat o misiune în oraș. Se mira doar că nu era călare. A ieșit pe poartă odată cu ceilalți, echipați pentru cima alta. Interesant. Până și o sentinelă s-a întrebat. Da. Însă, vedeți dumneavoastră, el nu avea echipamentul regulamentar ca ceilalți. Adică... Era îmbrăcat cu pelerina de gală și cu cizme. Ce? Cum? Cu pelerina fârfâind? Și în cizme de lanț ca să se case de pe cima alta? Asta e nebunie curată. Știa că se duce la moarte. N-a avut nicio îndoială. Dar domnul locotenent colonel Nicolosi nu l-a văzut cum pleacă? Domnul major Danuti se uita în altă parte când au pornit cu echipa? Un soldat a observat și ei, nu? E adevărat. Cum să spun, nici eu nu pricep nimic. Nu știu. Ar fi timpul să se întoarcă. Vreau să vă mai informez că mâine avem inspecția de la comandamentul general. Vine însuși generalul de la Vilacqua. Oh. La momentul potrivit. Dar unde e locotenentul Agorio? Lipsește. Văd, de aș întreb, e bolnav? Da, adică nu. A avut un mic accident de scălărie. Ce s-a întâmplat? Calul s-a speriat, l-a luat prin surprindere. Dar nu-i nimic grav. S-a lovit puțin, atât. E la infirmerie? Nu, l-am dus noi în camera lui. I-am dat un sedativ. Da, neplăcut, foarte neplăcut. Tocmai acum, domnul colonel Mazzarella a ordonat să fie trimis într-o misiune cineva din compania mea și domnul major Mati l-a desemnat pe Agorio. E vorba de o inspecție fulger la depozitul de muniții. La pulberărie? Da. Bine, dar depozitul e gol. S-a adus aici tot ce a fost înăuntru. E adevărat, da. De azi e pus sub pază și zilnic trebuie făcută o inspecție. Pază la un depozit gol? Dumnezeule mare, grădina ta! O asemenea absurditate e un record! Nu e nimic de comentat aici, locotenent Morel. Ordinul e ordin. Se execută! Domnule capitan! Mă duc eu în locul locotenentului Lagorio. Nu, Giovanni. Ești prea nou. Nu cunoști bine nici drumul,
Ori trebuie plecat chiar în seara asta. Mâine toată lumea să fie prezentă la fortăreață. A, da, vizita generalului. Domnule capitan, permiteți-mi să mă duc eu. A fost acolo de mai multe ori, pot merge cu ochii închiși. Foarte bine, domnule locotenent din Los Santi. Trebuie să pice și la țară cu plicul cu parola. Vă mulțumesc. Uite-l. Te așteptam. Ai adus plicul cu parola? Uitați-l. Da. Domnul Maior Mati personal a scris parola. Da, perfect. Dă-i o locotenentului Santi. Am înțeles. Poftiți, domnule. Pot pleca? Dacă nu mai ai niciun alt mesaj, da. Să vezi. Atunci, locotenente, ia-ți un cal bun și să te întorci cât de repede poți. Am înțeles, să trăiți. Ce ciudată e soarta omului. Dacă mi s-ar fi spus ieri dimineață că după numai 30 de ore voi sta de gardă în fața catafalcului lui Petru Angustina înfășurat în drapelul țării, n-aș fi crezut o vorbă. Dar după ce ați aflat că a fost trimis pe cima alta, ați bănuit că se va întâmpla așa, nu, domnule capitan? Știi, locotenente Drogo, uneori mă gândesc că noi nădăjduim într-un război. Așteptăm o ocazie prielnică și ne plângem de vitregia sorții, fiindcă nu se întâmplă nimic niciodată. Și totuși, ai văzut? Angustina. Vreți să spuneți că Angustina a fost norocos? El era mai plăpând, mai puțin sănătos decât noi toți, adevărat. El, ca și noi, n-a avut cum să înfrunte dușmanul. Nici pentru el n-a existat un război. Și cu toate acestea, a murit ca și cum ar fi fost pe câmpul de luptă. Știi cum a murit, nu? Da, am fost și eu de față când a povestit maiorul Danuti. I-a fost mai frig decât tuturor celorlalți. Nu avea bucanci. Îi alunecau mereu picioarele și rodeau cizmele. Rană. Dar mi-a căcnit. Nu numai atât. Nu numai atât. Ai auzit doar. Adevărul e că Angustina a știut să moară la momentul potrivit. Ca și cum ar fi fost străpuns de un glonț, un erou, ce să mai vorbim. Și totuși nu s-a tras niciun foc de armă. Pentru toți ceilalți care se aflau cu el, șansele erau identice. Angustina nu avea niciun avantaj în plus, în afară poate de acela de a putea muri mai ușor. Iar ceilalți? Ce au făcut în fond? Pentru ceilalți a fost o zi mai mult sau mai puțin asemănătoare cu toate celelalte. Da. Doar ceva mai friguroasă, cu vânt și ninsoare puternică. Da. Poate puțin mai friguroasă. Se aud corbi. Într-un fel este și vina noastră. La urma urmei fiecare primește ceea ce merită. Angustina, de pildă, era dispus să plătească scump. Noi însă nu. Nu. Poate aici e tot secretul. Poate noi pretindem prea mult. Spune-mi, locotenente Giovanni Drogo, de ce nu pleci? Întoarce-te în mijlocul vieții cât mai poți să o faci. Uită-te în jur, aici la 30 de ani ești bătrân, izolat de restul lumii. Iar la 40, cât am eu, nimeni nu-și mai amintește de tine. Dumneata, e adevărat, ești tânăr. Și o să mai fii încă
o scurtă bucată de vreme. Dacă lași să treacă timpul, nu te vei mai putea întoarce. Să trăiți, domnul Maior Mati. N-a știut parola. Ah, nu cumva l-ai nimerit. Dar știți, domnul Maior, că nu greșesc niciodată ținta. Bine. Bravo. Ți-ai făcut datoria. Ascultă-ne, Moreto. Ordonați. Ai grijă, fila cu parola să nu se piardă. E secret militar. Mi-o trimiți imediat la mine în birou. Înțeles, să trăiți. Domnule Conte de la Gorio. Caporal! Deschide poarta, iei calul și aduceți-le înăuntru pe răcotele. Ce? E că s-a tras? Ia mai te-am găsit atâta. Veniți la numere de ajutor. Paolo, Pasquale, ce stați pe copați? Veniți să aducem înăuntru. Ce m-am atras? Luigi, e clar. Hai! Caporal! Ce mai e urmă? Vezi foaia cu parola, nu se pierde, înțelegi? Ce foaie? Asta vă ține în mână, n-are nimic scris pe ea. Aia cu parola trebuie. Vezi-o, fi căzut lângă el afară. Luați lanternă și căutați-o. Răspuns cu cap, auzi? Să le găsiți imediat. Hai! Exemplar! Ce împiedicăți? Ce s-a întâmplat? Santi! Nu se poate! Nu se poate! Dino? Dino Santi? Dar cine l-a ucis? A fost o eroare, Giovanni. N-a fost, domnul Bădent. Cum a fost? N-a fost nicio eroare. N-a știut parola sau cine știu, o fi vrut să glumească și... Dar să-i găsi cu cine? Porcul! Lui Moreto ăsta, dacă dai o pușcă, nu mai e om. Nu știți cum e? Ordinul și atât. Cum n-a știut parola? N-a spus-o. Așa zice Moreto. Domnule capitan... Mai știa cineva că a plecat Dino și nu Max? Nu. Nu, cred că nu. Adică, sigur nu. Sigur nu? Da. Nu i-ați raportat schimbarea maiorului Mati? Ce vrei să spui? I-ați spus maiorului Mati că nu l-ați mai trimis pe Max și pe Dino? Nu, nu înțeleg. Nu înțeleg. Spuneți, domnule capitan, i-ați spus? Nu. Nu mi s-a părut necesar. De vreme ce domnul colonel n-a precizat cine anume să meargă, indicația maiorului Mati putea fi o simplă sugestie. Așa am gândit-o. Deci nu neapărat obligatorie. E clar. Maiorul Mati a scris el însuși parola. Dar da, da. Pentru Dumnezeu, de ce? De ce n-a spus-o? A văzut cineva când a scris parola? Ce a scris? Sau dacă a scris-o? L-ai auzit doar pe la țari.
Lazari a preluat plicul închis de la Mati. Nici n-avea voie să știe ce e înăuntru. Dar nu vrei să mă faci crezi. Priviți ce ține în mână Dino. Ține strâns în mână. Plicul și fila cu parolă. Nu, domnule capitan. Priviți bine. E o filă albă de hârtie. Nu, domnule capitan. Nu e doar o filă albă de hârtie. Dino ține în mână dovada crimei. Nu înțeleg. Nu înțeleg. Ba, înțelegeți, domnule capitan. Crima este cu atât mai mărșavă. De ce? De ce? Tot nu vă e limpede! Maiorul Mati știa că pleacă Max! Ori Mati a vrut ca Max să știe cu o clipă înainte de a fi ucis. Pentru că conta pe Moreto că-l va ucide. Înainte, deci, Max trebuia să afle că e condamnat la moarte. Și de către cine? Ce spui tu, Carlo? E adevărat. Nu! Nu, nu se poate! Dar vreți să vă convingeți, interogați-o pe Moreto, să vă spună cuvânt cu cuvânt tot ce s-a întâmplat aici, înainte ca el să tragă! Băi, prieteni uciși, la distanță de 24 de ore unul de altul, Doamne, unde ne aflăm? S-ar putea să fie și un al treilea, dar nu dintre prieteni, de asta dată. Nu, Morel! Cred că n-ai de greșit-o. Domnule capitan, trebuie să vă mărturisesc adevărul în legătură cu accidentul de călărie al lui Max. Poftim? Ce ai spus, Antonio? Ce accident? Ah, da, firește, firește. Cum s-a întâmplat? Dragă locotenente de Gregorio, am auzit că nu te-ai simțit bine în ultimul timp. Nimeni nu se simte bine aici, domnule general. Desigur, s-au petrecut câteva incidente foarte neplăcute pentru fortărea Sebastiani. Incidente neplăcute? Crime, domnule general. Aici s-au petrecut crime. Eu n-aș fi atât de sever. De bună seamă, să înțeleg reacția. Ți erau prieteni în aceeași companie. Au murit pentru mine, domnule general. Nu o lua așa. Nici vorba. De altfel am instituit o anchetă care să cerceteze împrejurările în care s-au produs aceste nenorociri. Și cel ce va fi găsit vinovat, pot să te asigur, își va primi pedepsa pe măsură. Oricine ar fi acesta. Sper să fie astfel. Să nu te îndoiești de asta. Trebuie să-ți spun mie personal, dar desigur, ancheta va hotărâ mie. Lucrurile îmi par încă de pe acum destul de clare. Da, chiar sunt foarte clare. Na. Îmi pare foarte rău. Foarte rău. Un om cu o comportare sans peur et sans reproche, nu? S-ar putea spune asta despre el. Cred că ești de acord și... Poftim. După atâția ani. Dar e o vorbă. Nu știi niciodată ce se ascunde cu adevărat în mintea unui om. Personal îți mărturisesc regret foarte mult. Cine se aștepta
Tocmai el, tocmai capitan Ortiz. Ah, nu, nu se poate, domnule general. Nici mie nu mi-a venit să cred, doar ți-am spus. V-ați lăsat înșelat. Rog să mă credeți, e o cabală. Ei. Capitanul Ortiz n-are nimic de a face cu crimele săvârșite, credeți-mă. Din păcate. Desigur, să așteptăm concluzia anchetei, dar dovezile sunt de pe acum limpezi. Amândoi locotenenți erau din compania lui. Și ce demonstrează asta? Sigur, dacă ar fi doar atât nimic, dar toate firele, toate, duc la Ortiz. El era cel care știa bine că Petro, Petro Angustină, parcă, nu? Da, Petro Angustină. Doamne Dumnezeule, ce smârșevie s-a pus la cap. Da, asta am spus și eu. Nu înțeleg motivația, dar cum l-a trimis pe Petro la cima alta, chiar dacă s-a prezentat el singur cerând să plece? Nu i-l-a permis ca șeful lui, capitan al companiei, nu-i așa? Nici nu era acolo când a plecat Petro cu Nicolozi și echipa la redută, nu era acolo, domnule general. Mai e gravă încă, mi se pare, povestea cu uciderea lui Dino Santi. E posibil să-i schimbe fila cu parola cu fila albă? Asta este o dublă crimă! Dino a primit plicul închis așa cum l-a transmis maiorul Mati. Nu, greșești, dragă Maxim, dar vrei să spun așa, nu? Ești ca și fiul meu, eu oricum așa te consider. Pe mine m-a desemnat Mati ca să plec. Și a crezut că eu plec. Avem mărturia lui Nicolosi. Era impresionat cât de mult l-a afectat pe maiorul Mati uciderea locotenentului Santi. Întâmplător a fost de față când i s-a adus vestea și a văzut cum Mati și-a pus deodată mâinile în cap, prăbușindu-se în fotoliu. Dar, vedeți, asta confirmă ce vă spuneam. Și-a dat seama că nu căzuse în capcană vânatul urmărit de el. Hai, date unde? Greșești! Nici nu știi ce frumos mi-a vorbit despre tine. Și el și colonelul Mazzarella. De altfel, recunoaște, Max, nici n-aveai cum să știi ce a fost în realitate. Atunci erai bolnav, accidentul acela de călărie, nu? Nu ai fost de față. Eu nu, dar camarazii mei au fost mereu. Mă rog, își apără comandantul, e omenesc, e elegant chiar, elegant. Dar nu aruncând vina pe... No, asta nu. Doamne, ce ticăloșie, ce ticăloșie. Nu te mai frământa, ancheta o să scoată la lumină tot adevărul. Iar dumneata, dragul meu, gândește-te că mâine vei fi acasă. Ai să uiți. Bunicul dumitale vrea să dea o petrecere în cinste reîntoarși însă în familie. Și prințul de Consalvi a jurat că își va serba încă o dată ziua de naștere ca să fie prezent la ea, pentru că a lipsit. Iar monseniorul Caroli va spune un mes anume. Nu pot pleca. Cum? Nu pot pleca, domnule general. Nici nu vreau să aud. Mi-am dat cuvântul că o să te duc personal și cuvântul meu e cuvânt. Nu mă poți obliga să-l calc. Oh, dacă nu mă ține atunci, Antonio, cel puțin pe Dino l-aș fi putut salva. O, Doamne, cel puțin pe Dino. Ai febră, Max, ai urezi. Tu te și dispune să ți se pregătească calul peste... O jumătate de oră, nu? Cred că nu va mai dura, să zicem, o oră. Plecăm, nu? De un ordin. La ordin, domn general. Spune-i domnului Mermati că putem începe. Cobor imediat în curte. Da, domn general. Iertați-mă, ce începe? Pot să nu asiste, îmi voiesc eu. Pregătește-te de drum. Dar la ce să asiste? E ceremonia ridicării în grad. Domnule general, a cui ridicare în grad? Cred că bănuiești, nu? Ține foarte mult la dumneata, Max, și e un om de caracter. Colonelul Mazzarella se pensionează, așa că el va prelua de aici înainte comanda fortăriții Bastiani. Maiorul, va trebui să mă obișnuiesc și eu. Colonelul Mati. Colonelul Mati? Nu... Nu, domnule general, e un coșmar. Doamne, trebuie să mă trezesc. Max! Trebuie... Max! Oh. Soldat! Soldat! Ați aflat de armă de domnul Păcăniț? Da, domnule general! Cine a fost? Ce se întâmplă acolo afară? Domnule general! Ce se petrece? S-a tras în mine, domnule general! De ce? Ești unit? Nu, nu, eu mi-e căsă grijă, nu.
Dacă nu era Nicolozi să mă apere, el era nimeni serios, știți. Cine norocire și... Cine l-ați prins? Da, și-a primit pedeapsa. N-am avut încotro și am tras atunci în plin. Eram în legitimă apărare, domnule general. Am reacționat rapid. Înțeleg. Acum, vedeți, s-a demascat sigur. Despre cine vorbești? Nu v-am spus? Capitanul Ortiz, domnule general. Ortiz a tras în dumneata? Asta vrei să spui? Da. În văzul tuturor. Era aliniată toată garnizoana fortăreței. Foarte neplăcută situație, foarte neplăcută. Cred, domnule Marmati, că va trebui să amânăm ceremonia pe altă dată. Domnule general, nu. Nu, eu mă simt bine, să știți. De ce să o amânăm? Nu e niciun impediment. Dacă te simți bine, n-am nimic împotriva. Dar unde este locotenentul Lagorio? Parcă era rău, adineauri. Sper să-mi fie nimic serios, n-aș vrea să întârziem. Dacă permiteți, pentru câteva minute să-mi schimb hainele. S-au căpătat cu sânge. Știți, Nicolozi, când a fost lovit? Câteva minute. Ce nenorocire. Da? Domnule general? Domnul locotenent Giovanni Drogo, vă rog să-l primiți. Giovanni Drogo? Nu cunosc. Mă rog, să intre. Domnule general, dacă permiteți, sunt locotenentul Giovanni Drogo. V-am înmânat o cerere și voiam să știu dacă... Da? Mă rog, amintește-mi. Vă ceream să-mi îngăduiți să mă întorc în oraș, la Academie, poate. V-am scris în detaliu. Da, știu. Cerere! Să plecați de la fortăreață? Toți vreți să plecați? Dar ce se întâmplă aici? N-aveți mâncare bună? Ce vă lipsește? Nu e asta, domnule general. Domnule general, ce e aici? Maidan, intră toată lumea așa! Îmi permite să mă prezint. Sunt locotenentul Carlo Morel. Cine te-a chemat, locotenentul? Dați-mi voie să vă raportez. S-au semnalat mișcări de trupe la deșertul tătarilor. Cum? Ești sigur? Am fost anunțat acum. Ofițerul de serviciu de pe Metereze a văzut la graniță o mișcare suspectă. Ciudat! Ordonați să sună alarma? Sunați alarma, sigur! Am înțeles? Ce stai și te vorbești la mine! Nici un sacrificiu nu-i prea mare. Mati, răspuns! Am înțeles, domnule general. Fortăreața Bastiani trebuie să fie la înălțime, colonele. Am înțeles. Și ai grijă, colonele. Toate plecările...